Alo? Alo? Gara? Crezi că ești în direct? Lasă-mă, eu nu-mi place. Te văd prietenii că dormi. Lasă-mă, mă miram, mă simt bine. Da, spune și tu unde suntem aici. Nu mă simt bine deloc. Uite-ați, dragi prieteni, cum dorme Silvia. Mă simt bine. În loc să muncească, să facă, uite cum dorme. Nu mai pot eu, ne las. Bună ziua, dragi prieteni. Astăzi suntem aceea în față la Dedeman și Cora. Azi cu ciuperci, mâine cu gogoși. Nu-i așa? Uite cum dorme, în loc să stea să vindem ciupercile, ea dorme, uite. Uite, vedeți, prieteni. Uite. Săptămână în continuu, nu mă simt bine, nu mă simt bine, mai simt bine. Simt că mă pot așa de la mine. Da, uite, azi a fost vreme urâtă, a fost vânt, toată ziua n-am mai mers la gogoși. Dar la noi că nu merge cu gogoși, merge cu ciuperci. Nu-i așa, zi? Nici de firma nu v-am filmat, să vedeți ce curcanea, oare am și tăiat și cu treabă, când dau de treabă, să fac repede, nici mai m-am gândit să vă filmez. Dar oricum o să vi le arăt, o să mai iau și o să vi le arăt toate. Le-am adus ieri de la oameni, de la țărani din sat, am adus purcei, am adus curcani, dar mai trebuie să mai aducem, dragii mei, pentru botez. Că mai e puțin, luni o să mergem la Craiova, după vin, după uschi, după ce trebuie. Și oricum vă filmăm. Dar seara m-am căit că nu v-am arătat, să vedeți ce purcan frumos de la țărani am luat. Și ce purcei frumos am luat. Dar m-am dus la țară. Și din cauza asta, uitați că nu prea mă simt bine, nu știu, de la căldură, nu știu, de un rând de vreme început iară cu tensiunea. Și nu știu, de câte ori au venit acolo la ștrang, doamna asistentă, mi-a luat tensiunea, tot mare era, tot mare, mare. La 17, 18, până ajungea și la 19 câteodată. Dar nu știu din ce de stres, nu știu din ce cauză. Mamă, ce suflă vântul. De căldură, chiar nu știu din ce cauza mea. Am așa tensiunea mare. În ultimul timp nu prea m-am simțit bine. Am de o săptămână așa, nu mă simt bine, cu doare piciorul. Mi s-a negrit o piciorul, de la genunchi în jos mi s-a negrit, mi s-a învelețit piciorul. Și nu prea mă simt bine. Cu granda, iar câteodată rugușet nu mai pot să mai vorbesc de la grandă. Vedeți și na. Asta e iarnă, asta vară, dă-i. Și chiar mi-e sănătoasă, continuă acum că n-am nevoie să muncesc cât mai mult. Acum a venit și problemele pe mine cu inima. Chiar de 2-3 zile mi-a dat soartele mea pastile de tensiune. Mai multe feluri, dar degeaba. Că simt că mă doare capul, îmi vine să vomit. Da, de la tensiune, că simt așa că nu-mi ia pastilele și eu atunci că am tensiune. Când iau o pastilă de cap, că mă doare capul. Beau la apă plată, dacă beau, să-i zic, 3-4 kg, că sunt la gogoș. Da, vedeți, nici asta nu e bună să bei atâta apă pe căldurile ăștia și îți dai seama, foarte multă apă rece. Da, vedeți. Sâmbătă, duminică, dragi prieteni, suntem la strand. Da, suntem. Și de luni o să începem să mergem să facem cumpărăturile. Duminică, nu, marți, o să mergem cu nașa să luăm o rochie pentru nașă, pentru moașă să le luăm rochie, așa este la noi. Da, stai să o specific, că iar prietenii iar interpretează. Da. La noi, dragi prieteni, să îmbracă nașul nașa de către fiind. Așa este obiceiul la noi. Spui că tu mai vezi bine, că eu nu știu, chiar n-am știut să mai spun. Și trebuie să le luăm și ei la rândul lor, ia și ei costume pentru fetiță, pentru alinuța, ei o îmbracă când ei o ducem la biserică, când moașa o îmbracă când o ducem. Deci odată cu botezul o să fie duminica, sâmbăta o să fie cununia, înainte de botez, cununia lui Fernando cu Anca, dragi prieteni. Îi spui că tu mai bine, că și așa eu nu prea mă simt bine. Și chiar să spui la prietenii noștri să ne urmărească, să vadă și ei tradițiile noastre.
obiceiurile noastre, aveți ocazia, dragi prieteni, să vă arătăm adevărat, să vă spunem exact cum este, nu că spune că e o nuntă, că e o logonă, că noi vă spunem adevărat, vă arătăm tot. Dreptate și adevăr, dragi prieteni, la noi. Da, hai, Ioane, lasă prietenii noștri cu dreptate și adevăr. Noi le arătăm ce facem, dacă le place bine, dacă nu le place, nu le obligăm. Nu, da, stați să vă spun, că mai înainte am glumit, ce vreau să vă spun de acum. Deci la noi, la anunț, la botezuri, la ăștia, este aglomerație, este multă lume. Deci, cum să vă spun, așa este la noi. Noi vă arătăm așa cum sunt obiceiurile noastre țigănești. Acum, noi nu putem să facem noi legea, să schimbăm legea, să facem altceva. Da. Deci, așa cum este obiceiul la noi. O să fie multă lume. O să le arătăm. Stea lumea în picioare, așa vor. Iese lumea la joc. Deci, nu este cum să zic, cum este la dumneavoastră. La dumneavoastră este mult mai organizat. La noi, na, așa acum, este. Acum, dacă noi le place la prieteni, o să ne spune ei atunci, da, ce face. Să, da, ai, n-ai tu grijă că o să comenteze. Acum, cine comentează, chiar nu ne supărăm, asta este. Fiecare își dă cu părerea. Vreau să fac, am vorbit asta pentru că cu referire la botezul care a fost acum, la Straia. A fost un botez foarte frumos, foarte mare și chiar m-am uitat la comentariile care erau la patroana. A fost filmat de patroana. Și chiar au comentat foarte urât, că mizerie pe jos, că multă lume. Păi, dragi prieteni, acolo a fost o sală din asta de evenimente foarte mare, foarte scumpă. Foarte scumpă. Și am văzut mesaje urâte, mizerie a fost acolo. Da. A fost că lumea, că stă în picioare, că s-au strâns pe muzică. Așa este, deci n-ai păi cum... da, depinde după oameni, depinde cum este. Și oamenii care comentează Ioane, acum da, fiecare acolo zice vreau să lor spun, s-au cheltuit miliarde, vorbesc de bani vechi. Ei, au fost niște oameni chiar care au... Niște oameni foarte înstăriți, cu mâncăruri de neimaginat și cu băuturi și cu alea. Noi vă arătăm ce facem și noi, dragi prieteni, cum facem. O să vă arătăm, dacă vă place, să ne urmăriți, vă ne urmăriți. Noi vă arătăm deci, așa cum este, cum se face. Să dau să stăm telefonul ăsta și să lucrez. Asta este ce să mai spunem la prietenii noștri. Noi vă arătăm, o să vă arătăm de luni în continuare, începe să vă arătăm lucruri frumoase și obiceiurile noastre. Tot ce facem noi pentru botez, pentru cum să facem la noi. Mâncăruri multe, așa se ia, mâncăruri multe. Depinde, acum ia omul să fie acolo, nu o să se mănânce toată mâncarea, purceia, cum le punem noi întregi, nu o să se mănâncă, sau acești curcani. Ne punem ca așa să pune la noi. Cine vrea să mănâncă, mănâncă, chiar dacă mai rămâne, mai dăm la neamuri, mai dăm la prieteni, mai dăm la lume. Dăm că nu poți să o țică, să strică. Da, și dai seama. Și ne dau la rândul nostru, ne dau și ei, când dau și ei petreceri. Da. Chiar dăm așa câte un sfert de purcel, câte o jumătate. Păi rămân purcei întregi, rămân curcani, așa se rămân. Împărțăm oricum la urmă, dăm la neamuri, la nas, la rude, la cunoștințe. Da, cum este? Dăm, dar nu să rămână, să o aruncăm sau să o mâncăm toată, că nu să se mănânce toată. Și din cauza asta facem. Câte minute ai? 8. 8 aproape 9 minute. Dragi prieteni, atât am avut să vă filmăm de aceea din parcarea de la Cora și dreapta de demand, dragi prieteni, aceea unde noi ne facem activitatea de zi cu zi. Chiar suntem plecați de azi dimineața, am plecat cu noaptea în cap pentru că să mai vindem și noi din stocul care mai avem ciupercuțe, pitici, ceea ce știți dumneavoastră că vindem. Și vă mulțumim mult de tot. Și vă așteptăm la un nou vloguleț care o să mai facem mâine și poate în continuare, da? La revedere și vă mulțumim!